bevaș la toponaș, nenorocire maximă. Deci voi oameni nu vă vine să credeți. Beau, dar nici nu știți de ce beau. Ați văzut, mă, piesa care am pus-o la Ioi? Ioi vin doi cu... Și mai beau o gurgurea... Și mai beau o gurgurea, face mărzele. Ați văzut, mă, ce-a făcut oconașul meu, mă mâncava. Eu n-am știu care talente. Eu n-am știu că sunt talente din astea. Deci, să mă credeți că nu am știu că sunt talente din astea. Doamne, dă bine și sănătate la toată lumea. Gândești că-i șampanie. Gândești că-i șampanie. Ce piesă o scos. Bă, dar eu n-am știu că Lobo cântă. Stați să vă bag teap și am gâți. Să mă bag teap și am gâți. Ia uitați-o. Știți ce mâncă tata? Plăcerea mea. Viața mea. Nu-a făcut Iana să mânc. O din asta. Deci 4 porții la... ăia la restaurant. Bă, oameni, bă! Eu n-am știut că Lobo e rapper, mă. Lobo e rapper. Deci fiți atenți. Ăsta... îl duc la studio la Viper. Mihai e acolo talent pe voce și pe din alea știe. Bodo Orga sintetizează problema, intrarea apel, video. Remus Oxford, te sun imediat că acum sunt timpul filmărilor. Salutați-l pe Remus Oxford. Remus, te salute și tu. Atât. Sunt filmări acum. Nu viu astăzi. Nu viu astăzi, că am ceva treabă, bine? Bine, pa. Ceau, ceau. Dezmembrări, Remus Oxford și mecanic number 1. Auziți aici, vedeți ce ulei beau, să mor eu dacă nu. Îmi permit, îmi permit. Apoi să zică lumea, hatro, adică înapoi, că eu nu mă duc înapoi, eu mă duc înainte. Și ziceam, pus ulei de măsline, că cam mi s-o acățat de gât. Bă, oameni, bă, eu n-am știut că Lobo are talent, bă, de când... Eu trebuia. Eu v-am zis că tata mi-a cumpărat acordeon și-o trebuie să cânt când eram mic, și vocal și instrumental, da? Voi povesti odată când aș fi treaba bună ce-am făcut cu acordeonul, numai să nu mai cânt la el. Mama tină, socăcița, măsa lui Bocoș și unchiul Dadoș, frate-sul lui Bocoș, salut tata. Mama tină, socăcița și unchiul Dadoș aveau voce. Cânta, dar știți unde cânta? În corul de pocăiți. Dar cânta, voce, prima voce. Auziți? Eu n-aș... și eu am vrut să cânt. Da? După vreme de cântat vocal, m-am săturat și am început să cânt la buzunare și poșete. E tata de țăvă mea! Înțelegeți? Bă, dar când am auzit piesa, vă dați seama că ăsta a pus-o de mult și eu numai acum am auzit-o, piesa. Deci ăsta e talia lui, alu care să zic eu, alu Dani Mocanu să mor eu. Italia lui Dani Mocanu. Că vocea e trasă, nu studiu de performanță. E trasă în penthouse-ul lui de pe bloc. Are penthouse, mă. Alu, să ne înțelegem. De la cătrare și la vocea în studio s-a terminat șmecheria. Ăsta ajunge mai tare ca Seven Up și Iubi Porti și ăia. Toconașul. Înțeles? Am zis, mă, Lobo, dar asta a făcut melodia de ceva timp. De ce nu mi-ai spus? Eu a fost frică, o zis să nu cumva să... Că tu întotdeauna găsești motive, bine mă? Dacă da... Dacă văd că mi-are prost într-o parte, dar nu-l lăuda, chiar dacă e copilul meu, să zic bravo, dar mai reglează acolo și... Nu! Bă, vezi că nu e bine! Mută bobu! Înțelegeți? Dar dacă e bine, eu laud, bă! Îl laud! Bă, cum cântă mâncava-și. Ce să-l trimit la România o talent? Ce din ele? Eu-l trimit direct în studio. Nu. Până de Crăciun scoate piesă. Fiți atenți că versurile la el le-au făcut. M-a sărutat la tata de Oconaș. Îi vând Audi ca să pot să-l promovez. Plătesc 2 clipuri. Ioi, Doamne, smulțați ție, Doamne, smulțam ție, Doamne, smulțam ție, Doamne, e 3 ori. Când dai forță și putere să mestec, să duc lingura la gură. Bă, alo, vedeți că... Eu t'aud! Aconașul! Masteratul făcut, pasaport de Ungaria imediat e gata. Auzi, fiule, ni avion direct în New York, Los Angeles, Melbourne. Bă, alo, să ne înțelegem, Melbourne, Paris, Tokyo. Și începi și cooperezi cu trupa Jim James Gunnestein din ăia la Belmore, cu trupa de la Harvard CC Catch, înțelegeți? La Paris cu trupa de la Planetă și în America, vă dați seama, nu știu cum îi cheamă pe ăia, Y, nu știu cum. Deci, mă, în 5 ani de zile, copilul meu e top 10 rapper, înțelegeți? Atâta numai că trebuie să se îmbrace ca rapper și mie nu prea-mi place. Adică nu că nu-mi prea place, dar cred că nu-și ia pantaloni de aia lăsați în... ca și cu pampers în spate. Ioi, fiule, Din primul album care îl vinde, să nu mi ajute Dumnezeu dacă nu îmi iau elicopterul. Auzi, să nu credeți că de aici, din Rusia. Putin, văd că-ți cumpăr elicopterul. A tău, privat. Și atunci să vedeți, băi, clipuri în elicopterul. Vă ziceți că visez. Vedeți că nu visez, că stai, mii mânc. Mâncă-ți lionț. Înțelegeți? Am știut, mă! Am știut că o cunoaște valoare. Urone Damasc! Că îl inițiază. Îs bolnav. Îs bolnav, mă! Mama! Îi lași rău cu nața. Nu mai face niște spaghete cu zăpt, poc, 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 dușmanilor. A văzut ce mâncă gura mea. Ați văzut ce mâncă gura mea? Mai prietenilor, mă. Dar ce strofe au făcut ca să-ți m-am enervat pe el. Că aia, mă, că așa am aflat de melodie. Au postat acolo o postare cu asta și-au scris cum am fost și cum am ajuns, fără datorii, cu sunt fur, sunt deasupra, sunt călare, sunt ăla. Am zis că te-l, mă, Lobo, dar nu-ți rușine, mă, cum poți că oamenii interpretează, mă, că ce ai fost sau cum ai fost. Adică vrei să zică că oamenii să zică că ai fost vreun sărac, nu te-am încălțat, nu te-am îmbrăcat, când eu am fost șef parlamentar, fără să știu, în parlament. Îți, Lobo, nu că am pus așa cuvinte din melodie, că asta e pentru melodie. Ce melodie, măi, omule, mă? Ai luat de la alții melodii, păi și tu copiezi ca și... nu dau nume. Înțelegi? Tu întotdeauna trebuie să-ți exprimi cuvintele tale, mă, nu să le copiezi din ce-o scris Văcărescu și ăla și ăla și ăla. Lăsați-ne cu pasaje copiate. Ce simți tu? Și-o zis, nu, e melodia care am compus-o eu. Liană, bea mai în bote, compozitor, copilul nostru. Au să aud melodia, mă, am ascultat-o de 10 ori atent, mă. Am ascultat-o, mă, studioul Viper. Bă, Nelson, bă, dar zice, nu-i mai că se poate face clip pe ea și se poate ăsta, nu-i problemă. Înțelegeți? Extraordinar. Stați așa, extraordinar. Cine-i? Mă sună lumea. Mă sună lumea. Stați așa să deschid ăsta. și să dăm drumul la om. Auzi, nu știți copii. Îți copii. Cine-i, mă? Îți copii suraciu. Mai! De unde sunteți? Din Cășeni. Din Cășeni? Dar ce faceți voi din Cășeni aici? Am venit la fratele meu aici la spital. Că s-a tăiat în tablă, la picior și am venit cu mama în parte. Și mama acolo pe la blocuri. Și ne-am venit în blocul să ne facem bani. Să vă faceți bani? Da, ne-am întâlnit cu domnul Geu. Păi bine, și voi ați venit direct la mine să vă faceți bani. Nu, că ne trebuie să doamne, să scâne domnul. A? Scânare și pui ne trimis la domnul. Ză mai tare, că nu te aud. Ne-am întâlnit cu domnul Geu jos la ușă și ne să se venim aici la dumitare că ne dai. O zis doamna aia? Ai, dar unde e doamna asta? Aici un bloc? Nu, aici. O zis că stă pe partea aia la întâlnit. Să vă dau? Auziți, veniți aici. Veniți aici. Fiți atenți. Intrați mă înăuntru acolo în hol. Intrați mă în hol. Fiți atenți aici. Dați-mă încoace. Dar vă rugați la Dumnezeu așa seara? Da. Cum? Să aud rugăciune. Da, ăla e băiat deștept care n-o dat faliment. E bărbat și se descurcă, cade și iar se ridică. Asta e viața, să faci față în ea. Da, pic 100 eu rămân, că pe mine mi stăpân ar